Bine v-am regăsit, oameni buni, o nouă ediție în care discutăm despre o companie sau despre o afacere de succes. O idee salvatoare venită de la oameni care, iată, inovează în zona asta a business-ului. De asta dată vă propun o poveste foarte interesantă, o poveste cu, hai să spunem, o derulare fericită în zona statului, pentru că întâlnirile noastre de până acum au fost axate pe companii care veneau din sfera privată. De asta dată vorbim despre o companie a statului salvată și, culmea, de un manager care vine din zona sindicală. A fost mai întâi sindicalist și iată, pe urmă, a trecut în cealaltă sau de cealaltă parte a baricadei, încercând să managerieze această companie. Este vorba despre o imprimerie cunoscută în Cluj, Napoca, o imprimerie care ține evident de o companie națională, dar o să ne spună mai mult invitatul nostru, domnul Mircea Giurgiu, managerul, noi așa știm, imprimeria Ardealul din Cluj-Napoca, dar domnul Mircea Giurgiu este și unul dintre cunoscuții oameni de sindicat din perioada post-decembristă, lider de sindicat și, evident, vreme de două mandate, dacă bine mi-aduc eu aminte, parlamentar în Parlamentul României. Domnule Giurgiu, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Vreau să vă întreb, practic, cum a pornit, iată, această activitate a dumneavoastră de a salva o imprimerie destul de cunoscută în Cluj, dar care se avea într-o situație aproape disparată. Da. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație și vreau să vă spun că niciodată m-am gândit să fiu director. Am fost sindicalist și asta vreau să rămân, dar din păcate lucrurile au mers foarte rău, din ce în ce mai rău. După ce am plecat în Parlament, speram că o să fie tot în regulă, dar în ultimii ani, mai ales după 2012, când a fost pus un director pe companie la București, de fapt a fost mai bine, care a creat o filieră mafiotă de distrugerea companiei. Așa s-a distrus sucursala prin Oltenia Craiova, pentru că a fost vândută, vă dau doar un exemplu, cu 94 de euro metru pătrat în centrul Craiovei, clădire cu utilități, cu absolut tot, și a fost cumpărat un teren la marginea Craiovei, pe o pantă, într-o râpă și cu mai mult era, să zicem, aproape de cimitir, în pantă, și pe terenul acela s-au dat 140 de euro metru pătrat. Bineînțeles că s-au distrus totul, oamenii au fost dați afară, chiar acum ultimii au fost dați la începutul acestui an. Era o sucursală și la Craiova, așa cum sunteți și dumneavoastră în Cluj. Da. Și atunci am zis că nu se poate ca să stăm și să... Bine, oricum, eu din 10 iulie 1997 am început să luptăm pentru apărarea drepturilor și intereselor salariaților tipograf din Cluj. Pe urmă din companie, apoi din România. A fost președintele acestui sindicat. Președintele Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România, până când a fost numit aici director, pentru că m-am suspendat atunci. Dar înainte de a fi numit director, colegii tot timpul îmi spunea că e tot mai rău, tot mai rău și trebuie să facem ceva. Și până la urmă, cei la București m-au rugat să venim să vedem ce facem. Într-adevăr, era situația foarte gravă. În primele 4 luni ale anului 2016, eu am venit în 13 mai 2016, era o pierdere medie lunară de 90.000 de lei. Am ajuns acum, în iunie anul acesta, la aproape 40.000 de lei profit. În iulie, de la minus 90.000 la plus 40.000. Da. În iulie profit de 33.000 și fiecare lună o să avem profit. Nu știm exact, dar noi sperăm ca de la 1 ianuarie să avem un profit de 100.000 de lei pe lună. Așa sperăm. De la 1 ianuarie 2019. Da. E o prognoză, nu știu, pe baza contractelor pe care deja le aveți în curs? Avem foarte mult de lucru. Deja, numai până la sfârșitul anului și începutul anului viitor, până la sfârșitul primăverii viitoare și poate chiar mai mult. Dar, domnul Giurgiu, am o mare curiozitate. Cum s-a întâmplat această schimbare de registru? Pentru că, în general, știm foarte bine, multe din industriile consacrate ale României au fost declarate falimentare. Deci, dumneavoastră ați venit, ați preluat, iată, o pierdere de 90.000 de lei lunar și ați adus pe plus compania. Aveți o rețetă sau cum ați reușit să faceți treaba asta? Am fost un om normal, ca întotdeauna.
am încercat să reducem cheltuielile, să creștem veniturile și să avem grijă de tot ce avem acolo. Adică am încercat să acoperim absolut tot ce se putea face și, bineînțeles, și acum se poate și mai mult. Am încercat să fim corect cu fiecare, cu toți clienții noștri. Am avut foarte, foarte multe datorii pe era. Datorii la hârtie, vreo 300-3 mii de lei, atunci, în data în care vindeau. La curent și gaze, 199 de mii. La preparat plăci și CTP, avem vreo peste 70 de mii. La achiziționare de materiale tipografice, tot cam așa. Și acum avem, din toate ce am spus, la zero. Toate le-am plătit. Absolut tot. Chiar săptămâna asta am plătit ultimii bănuți la hârtie, la plăci de vreun an, aproape de un an am scăpat de datorii și mai avem la material, dar doar cheltuielile curente. Adică cele care s-au acceptat furnizorii, nu știu, o plată eșalonată sau... Nu, ne-am înțeles. Cât am, de fiecare dată am plătit cât am putut. Dar am zis că noi suntem serioși și sigur le plătim toate. Și toate le-am plătit. Absolut totul. Iar unii care nu prea au înțeles, deocamdată i-am lăsat deoparte. O să vedem. Fiindcă noi tot timpul căutăm cel mai bun preț și calitate. Și cum ați ajuns, nu știu, să treceți, iată, pe plus, să da, creați deja plus valoare? Adică atâta vreme cât avem de lucru foarte mult. Ați reușit și... contracte noi? Cum s-a întâmplat? Da, tot timpul. Păi, de exemplu, doar săptămâna trecută au venit contracte în valoare de peste 200.000 de lei. Săptămâna aceasta au venit comenzi pentru solicitare de oferte, peste 50 de comenzi, de solicitare de oferte, aproape toate se transformă în comenzi ferme. Deci merge foarte bine treaba. Acum ne gândim cum să dăm la timp. Știți că avem foarte, foarte mult de lucru și sper să reușim. Cu siguranță o să reușim. Avem acum, cum urmează să înceapă anul școlar, cărți pentru grădinițe, avem și cărți de rugăciuni, facem foarte multe, avem cărți de medicină, avem romane, deci tot felul de... Adică intrați în, nu știu, în parteneriat cu, pentru că ați spus, cărți bisericești, cu... Nu, ne solicităm entități, nu știu, cum e biserica de pildă, sau cu... Da, dacă pot, dacă vă spun că deja lucrăm instituții cu... private. Nu, indiferent, la noi nu contează. Toți cei care doresc să facă ceva, să scoată o carte, sau să facă un afiș, sau un banner, sau cărți de vizită, invitații, absolut. Noi putem face orice. Ce se tipărește pe hârtie? Calitate fără discuții și prețuri, încercăm să fim, să ne menținem cât mai, adică să fim atractivi pe piață. Veniți cu prețuri de dumping, știți nu. Cum se vorbește? Putem să lucrăm în pierdere. Asta vreau să spun, că am ajuns în insolvență pentru că cel numit nou în iunie 2012, directorul de la București, a făcut în așa, de la început l-am văzut că a fost cu intenții greșite, adică cu intenții rele, ca să distrugă. Și s-a vrut să vândă... Acum trebuie și dovedit un astfel de... Am dovedit asta. Craiova. A venit și a spus așa, că el așa spunea, că relocă, știți? Pe Oradea au vrut să mute la ea și... Mai știți cum e, că trebuie să vină o instituție abilitată care este să certifice. Este raportul corpului de control. Deocamdată am numai o anexă, dar un rezumat. Dar pot să vi-l arăt exact ce s-a întâmplat. Și la activitatea lui Marius Bogdan, când a cerut în calitate de președinte de sindicat, corpul de control era guvernul Ponta, au verificat și avem raportul și se vede clar ce s-a întâmplat. Și cum am spus și cu vânzarea și cu prețurile care în loc, ei au vândut și au vândut pe pierdere. Vă dați seama? Deci așa ceva mai rar se întâmplă. Dar uite că se întâmplă. Și am și depus plângeri la DNA. O să mai depun una cât de repede. Pentru că noi vrem să fim corești și nu-și bată nimeni de munca noastră, joc de munca noastră. De acum câți angajați sunt în momentul de față? Cam 32, de luni o să fie 33, pentru că angajăm un jurist și o să mai angajăm și un mecanic tipograf. Deocamdată. Avem nevoie de mai mulți, dar nu vrem să intrăm în cealaltă parte în care să ne fie frică că nu putem asigura salariile sau avem probleme. Nu, vrem, deja am ajuns cu cheltuielile, suntem aproape la zero, în afară de cele rămase istorice la bugetul de stat și acolo o să începem să plătim. În rest, cam suntem cu toate plățile la zi. Dar, domnule Giurgiu, apropo de faptul că, iată, s-a intrat pe această cale ascendentă, sunteți în momentul de față cea mai bună sucursală a companiilor, a Companiei Naționale de Imprimării? Nu vreau să zic, și la Craiova merge, și la Oradea merge bine, la Craiova s-a distrus, și la București, din păcate, e dezastru. Acolo, foarte, foarte mari probleme.
Drept urmare, chiar dacă inițial am susținut pe directorul general interimar și pe administrator special acum 2 ani și aproape 3 luni sau 4 luni, 16 martie 2016, dar când am văzut că nu e în regulă și merge, am fost unul dintre cei care am propus să fie schimbat, pentru că nu putem să ne permitem să intrăm în faliment. N-avem cum! În momentul de față, procedura este de insolvență? Reorganizare judiciară. Reorganizare judiciară. Și nu știu, sunteți în acel termen de 3 ani da. În care se va da o rezoluție? Sigur. Este la nivel doar de, hai să spunem, entitate locală sau la nivel național? Este compania națională formată din 3 sucursale. În primăria de Ardealul Cluj, în primăria Oltenia Craiova, care s-a distrus, și în primăria de Vest Oradea. Dar tocmai în ideea asta, este la nivel național această reorganizare? Da, la nivel național. Dacă eram numai noi, nu aveam probleme. Noi eram deja ieșiți. Deci nu avem. La noi merge foarte bine să meargă. Și eu nu cred, având în vedere faptul că luptăm de 21 de ani și 2 luni, ca să salvăm tipografia, o să salvăm cu siguranță, da. Pentru că, așa cum am spus totdeauna, tipografia, în primul ardeal, nu este, niciodată nu este o firmă care să piardă, care să meargă în pierdere sau care să fie distrusă. Nu să ne lăsăm. Dar, domnule Giurgiu, în momentul în care spuneți că vă veți salva cu siguranță, nu știu, vă referiți la o salvare individuală și mă refer la, nu, la toată Cluj compania. Sau la toată compania? La toată compania, pentru că la București sunt probleme, la Oradea nu sunt, la Cluj nu sunt, așa că eu sunt convins că și la București se găsesc soluții, se pot găsi soluții, adică eu am câteva și am și spus și o să le spun de câte ori discutăm la minister, pentru că soluții concrete. Și la Cluj am arătat, la Oradea în regulă, de se poate. Nu mai să vrea cineva să facă. Vă gândiți în momentul de față asta, că... N-am terminat ce spune. Vă rog. N-am terminat cum s-a întâmplat. Deci în 2012 a fost numit administrator special Irene Marius Bogdan. Nu, director general era atunci, că era companie, fără... Și a vrut să vândă. Și când am aflat, am fost și am vorbit cu ministrul culturii din acea vreme, Daniel Barbu. I-am spus, au zis că nu prea înțeles. Și atunci am vorbit cu președintele Consiliului Țean de atunci, Corea Ireanu, și cu prefectul județului Cluj, domnul Bușcan, și aveam zis că sunt două variante, propunerea mea. Sau facem o comisie de aerul social la Cluj, în care să prezentăm situația și apoi trimis la minister, sau vindând și la București, eram atunci consilier la doamna ministru Pană, să discutăm cu ministru. Și am venit la Cluj, de la București, la vreo zi, două, miercurea, am fost vineri la ministru și miercurea următoare au venit, am fost la ministru, dar dânsii s-au bazat pe mine, că vorbesc, eu m-am bazat pe ei și n-am vorbit niciun cu ministru. Și nu era cu ea, secretarul de stat Boroianu, îi zicea, se numea. Secretar de stat la cultură. Da. Și era atunci ministrul culturii și patrimoniului național. Și Horica mi-a zis că să, Horia Oireanu, să spun eu care e situația și am început și a zis, așa e în toată țara, mi-a zis ăla. Și am zis, domnul secretar de stat, nu-mi vijă, nu-mi vijă rușine. Sunteți ministrul culturii și patrimoniului național. Chiar nu vă pasă patrimoniul companiei Coresti, ce are la București, la Cluj, la Oradea, la Craiova. Chiar nu vă pasă, nu vă e jenă să-mi spuneți că așa e în toată țara mea, ce faci, pentru ce sunteți aici? Cu ce vă ocupați? Și atunci cred că a prins bine treaba asta, pentru că după ce am spus totul, a zis că mi-a promis că o să se ocupe... Secretarul de stat. Da. O să vorbească cu ministrul și o să-i transmită ce avem noi. Și, într-adevăr, după masă, la 5, în acea zi, în 3 iunie 2016, m-a... Nu 2016, 2015. Nu 2016, nu 2013, că atunci a intrat. M-a sunat și a supărat toate vânzările. A dat tot de ministru, l-avem, din 3 iunie. După care administratorul, adică nu, directorul general interimar, a făcut toate procedurile, toate demersurile pentru că a intrat în insolvență compania, ca să poată vândă, să vândă. Și de acolo au pornit marile probleme, s-au evit, n-am mai vrut să plătească nimic, nu a plătirile și anulările care erau făcute de la dinainte lui nu erau mari. Și am început și noi lupta mai tare și până atunci doar mai tare, ca să, pentru că nu se întâmpla nimic și nu simțeam că e tot mai gravă situația. În 4 decembrie 2014 am depus plângeri penale împotriva primului ministru Victor Ponta, care a fost și ministrul culturii interimar, împotriva administratorului judiciar, administratorul judiciar, directorul general interimar și administrator special, și împotriva ministrului culturii și care a fost... plângerea, nu știu, a avut efecte pe care ați depus-o? I-au chemat și în urma acelei plângeri au fost trimis corpul de control al primului ministru. Și au arătat ce se întâmplă, că era mult mai grav decât am crezut noi, decât știam noi. Și după ce s-a întâmplat treaba cu colectivul,
Acum noi nu avem nimic, dar noi am rezolvat rapid după aia. Și înainte probabil că rezolvam, dar atunci rapid s-a rezolvat, s-a schimbat guvernul. Am prezentat situația foarte gravă care era la companie. Am înțeles și la Ministerul Culturii. Era secretar de stat Ghica. Am vorbit, am prezentat situația. Apoi a venit și domnul ministru Vlade Sandrescu. A chemat administratorul judiciar și automat i-a solicitat să organizeze AGA pentru să convoace AGA pentru a schimba administratorul special și directorul general. Și de atunci lucrurile au intrat într-o... Așa am sperat noi. Aparentă normalitate. Dar vreau să vă întreb, nu știu, s-a dus mai departe acel proces sau plângerea a rămas undeva și... Nu, am depus-o, a fost chemat de câte ori de DNA, am depus la Cluj, de acolo și la București. Nu, la Cluj s-a dus la București, la Craiova. La Craiova a fost un director din Mangalia sau de unde, și acolo, la Constanța și peste tot. Nu știu dacă s-a finalizat, dar în orice caz s-a simțit că se mișcă înspre bine. Dar... În sensul că am oprit să distrugă toate, că toate sucursalele, că m-am dus, am văzut planul de organizare al directorului ăla, de arătat secretarul ăsta și m-am zis, dar domnul președinte de sindicat atunci. Noi cu ce rămânem? Adică ministerul. Zic, cu nimic. Ia zis casa Scânteii, Clujul, absolut tot, Craiova, tot să fie vândut. Vă dați seama ce a înțeles el. Era pus să distrugă tot. Bun, și în momentul de față, ele au rămas în patrimoniul companiei. Da, în afară de Craiova, care a rămas în patrimoniu, dar fără un spațiu, un sediu care s-a construit gol și fără utilaje și fără nimic. Vă gândiți că, nu știu, probabil că ăsta este un tablou care s-a multiplicat din 89 încoace, apropo, în foarte multe ramuri de activitate, pentru că mi-aduc aminte de un prim-ministru care spunea că industria României este un morman de fiare vechi. O mare greșeală a făcut. Și atunci am spus... Erau și sectoare industriale care nu erau performante și... Da, dar nu înseamnă că industria nu a de fere vechi. Nu înseamnă asta. Ce nu merge, pune departe. Și la noi. S-a desfințat plumbul, renunțat la plumb. Toate secțiile. Tipar înalt, linotip, zețărie, Ludlow, unde se curgea titlurile de ziare pentru din plumb, apoi zincografie din zinc și din plumb și așa mai departe. Tot am desfințat. Tot ce a fost pe plumb. Și uite că... Da, domnule Giurgiu, cum ați reușit să deveniți atractiv pe piață? Nu știu, faptul că dumneavoastră sunteți o persoană publică, sunteți un om cunoscut, ați fost parlamentar și un parlamentar foarte vizibil, după care, să știe telespectatorii noștri, a rămas o lege care vă poartă, ca chiar să spun așa. Cum? Chiar mai multe, dar una cu un impact social, una cu un impact social foarte puternic, ca cea lege anti-fast food. Credeți că, nu știu, această notorietate v-a servit în momentul în care v-ați dus și ați bătut la ușile unor companii care să vină, să intre în parteneriat Eu cu imprimeria? Eu cred că faptul că ne-am ținut de cuvânt întotdeauna și am fost serioși și am discutat cu oricine, absolut oricine e respectat la noi. Respectăm, colaborăm, negociem dacă e cazul prețurile, dacă vine cu altă ofertă mai mică, încercăm și noi să fim sub acea ofertă dacă se poate, vedem. Adică suntem oameni normali care respectăm și deja am început să fim și respectați. Și ne bucurăm că, acum, chiar în ultimele zile, au început să vină foștii partenerii noștri, clienții noștri, se întorc la noi și le și place. Am văzut că vin cu comenzi ferme și... Au redescoperit imprimeria de pe vremuri. Deci noi pe toți îi respectăm, n-am făcut absolut nimic deosebit, am fost oameni normali și oameni care lucrează cât pot de mult și de calitate. Bun, aș avea o curiozitate, pentru că atât dumneavoastră vorbeați de faptul că se va salva întreaga companie, pentru că ați lansat o rețetă de succes în Cluj, pentru că de la minus 90.000 pe lună sunteți la plus 40.000. Dacă vi se va cere să preluați compania? A, nu știu dacă nu. Nu contează. Noi avem treaba și la Cluj. Vă implicați? Nu știu, nu pot V-ați să implica? Zic. Nu pot să zic, pentru că mie îmi place ce facem la Cluj. Și întotdeauna mi-a plăcut. Acolo am 35 de ani, în total, de chiar 35 de ani și jumătate, de când am venit la imprimat de alu. Și de când lucrez. Bine, am fost parlamentar pe unul, consilier ministru, un pic la Consiliul Județean și la aeroport, dar eu sunt tipograf. Și îmi place foarte mult meseria asta și eu zic că n-are cum să meargă bine peste tot. Și la București, și la Oradea, și la Cluj. La București, la Cluj și la Oradea merge, la București se poate face să meargă. Pentru că, un exemplu vă dau, toate mergem oriunde în țară, toate librările sunt pline de cărți. Ele se fac undeva. Sunt pline de ziare. Se fac undeva, la chioșcuri de ziare. Apoi, noi foarte multe edituri sunt din București cu care lucrăm. Și atunci, ce e de acolo, de ce să mai bă?
Deci sunt sigur că se poate fără probleme. Și au și utilaje mult mai bune decât noi. Au și salariați mult mai mulți. Adică din punct de vedere de pildă al dotării, al echipamentelor pe care le aveți, mult sunteți dumneavoastră. Nu știu, sunteți la nivelul de performanță a pieței? Da, noi suntem la nivelul de performanță a pieței, dar sunt și mai buni decât noi. Adică în sensul, ca utilaj au mai performanță. O gamă superioară? Nu, mai noi. Mai noi. Mai noi. Da, apropo de chestiunea asta, pentru că iată vorbeați, librăriile sunt pline de cărți, editurile scot tot soiul de cărți, chioșcurile de ziare sunt pline de tot soiul de reviste, mai puțin ziare, că și în industria asta a presei românești și a ziarului tipărit, lucrurile stau foarte prost. E un recul fantastic de vreo 10 ani încoace. Am fost la Barcelona acum câțiva ani, în Barcelona și peste tot era ziare de vânzare. Foarte multe ziare. La toate chioșurile erau ziare de vânzare. Și chiar m-am uitat. Dar nu știu de ce... Domnule Giurgiu, e o altă cultură. E o altă cultură și a cititului. Acum e foarte simplu că te uiți, dai un click pe... Da, așa e peste tot în lume. La noi, de ce nu? E ușor să citești pe internet. Nu, mi-e place să citesc. Recunosc și acum, poate și că sunt tipul. Tot tipul mi-e place, mă și pe internet, dar mai mult îmi place să citesc ziare, cărți, reviste. E un singur ziar, dacă știu eu, Gazeta Sporturilor, care, de pildă, pune doar o parte din conținut pe online și restul tratează pe larg în materialul tipărit. Probabil că e o rețetă pe care ar trebui să o îmbrace și alte ziare care mai iasă tipărit pe piață. Dar vreau să vă întreb, repet, în ideea în care, iată, sunt foarte multe cărți, reviste pe piață, nu vă e greu în competiția asta? Că presupun că sunt foarte multe firme private care... Da, dar pe noi cu cât se mai imprimă cărțile astea. Avem de unde alege. Deja am ajuns noi acum să ne alegem parteneri. Alegem și de unde cumpărăm hârtie, și de unde cumpărăm materiale, și de unde facem pripresul și absolut tot. Pentru că suntem serioși și când am venit, eu am simțit așa la toți, ce? Tot așa îmi spune, că aveți atâtea datorii, că nu ne plătesc așa. Bun, acum vin să ne caute, că vreau să vin la noi. O să vedem, ne mai gândim. Am plătit tot până la ultim bănuț, tot. Chiar săptămâna trecută am terminat vreo 700 ceva am dat în două săptămâni de lei. 75.000 de lei. Și calitatea, repet, este la nivelul celor care... O să vă invit o dată la noi, dacă vreți, să vă arătăm ce calitate face. Fără, acolo se vede tot. Ce crezi să facem și ce scoatem noi. În ultima perioadă s-a acreditat și pe alocuri pe bună dreptate că materialele realizate în industria privată, și aici nu mă refer doar în zona imprimeriilor, a tipografiilor, în general, lucrurile sunt mult mai bine făcute, chiar și în zona de pildă medicală. Te duci la, nu știu, la un spital privat și lucrurile par să fie mult mai bine realizate decât la stat. Argumentul dumneavoastră, ca om de sindicat și ca om care conduceți astăzi o companie de stat. Pentru că știu cum s-au înființat multe tipografii în Cluj, nu a existat nicio tipografie înființată în Cluj fără un om de la imprimat de alu. Măcar unul. Deci toți au plecat de la noi. Acum că unii s-au întors împotriva noastră, asta e cu tot altceva. Sunt foarte mulți care, dar mulți, o parte dintre ei s-au întors la noi. Ne-am întrebat niciodată de ce, eu mă bucur că vin. Sunt bun meseriaș, vin și cu mai multă experiență și tot la noi vin. Bineînțeles, nu mulți, dar o parte din ei au venit. Eu când am venit acum 2 ani, în 13 mai am angajat 15 oameni într-un an și o parte din ei s-au întors la noi. Sunt bun meseriaș, foarte puțin au plecat dintre ei să plece de la noi din nou. Nu cei care s-au pensionat. Domnule Giurgiu, să verifică teza cu lucrurile mai bine făcute în economia privată decât în companiile de stat? Eu nu sunt de acord. Știți cine au pornit această discuție și aceasta? Cei care nu au directori în companiile de stat, nepregătiți și care veneau numai să distrugă tot. Și atunci, normal, că ziceau, nu, păi n-are, la stat nu merge. Păi nu merge că nu vrei. Dar nu e nicio diferență, adică n-ar trebui să fie nicio diferență între o companie stat și una privată, dacă și-ar face treaba fiecare. De ce să stăm să ne uităm cum se distrug? Ați văzut câte? Un exemplu, la Dej, Sonveta Gherla. Știu că m-am ocupat de treaba asta, eram parlamentar, în primul mandat, în 2005. A fost vândută la firma București cu bambărânță, 1 milion și ceva de lei. După ce a fost vândută, ei au vândut casa lor de protocol, de cei care au cumpărat Fermat București, au vândut-o cu vreo 4 milioane și ceva de lei. Apoi, n-au plătit cheltuielile cu gaz.
ce era președinte la Avas atunci, sau PPS, cum zice, nu, Avas. Da, Avas era. Era Răzvan Orășan. Și am spus personal, am spus, aveți grijă că nu e regulă. Nu că nu poți face nimic un an. Și era la începutul anului și în noiembrie s-a oprit gazul și a rămas în cuptor și acum e acolo în cuptor. S-a distrus tot. Deci faptul că nu se implică, cei care, de asta e control post-privatizare, să verifici dacă i-am spus și în scris am făcut interpelare și a venit și a răspuns și am spus de la microfonul Camerei Deputaților. Aveți grijă că nu e în regulă ce se întâmplă acolo, o să nu pot face nimic cu n-am. Păi cum să nu poți face când știi că nu merge bine? Da, dumne, deci asta s-a dus mână-mână, cei care trebuie să controleze cu cei care au pus. Credeți că a fost incompetență, a fost reavoință? Și reavoință. Reavoință, incompetență și alte interese. Dar în momentul de față, credeți că, nu știu, viitoare companii de stat, așa cum e Compania Națională de Imprimerii, cum sunt probabil și altele, vor avea viitor? Adică cu vom siguranță. Vedea companii de stat pe care să le managerieze statul de succes? Dar știți mai ce trebuie? Ca cei care, cine este pus acolo, are criterii performanță. Așa ar trebui să aibă. Și atunci să fie verificate. Ai respectat aia, nu, atunci n-ai ce căuta. Asta e părerea mea. Pentru că altfel tot timpul să zic că nu e pus politic, nu face nimic, nu, la asta nu merge treaba, nu, pentru că, așa spune, pentru că se fură și așa. Noi nu avem problemele astea. De când am venit eu, într-adevăr, când am venit, era foarte gravă situația. Aproape toți ne întorceau spate, la hârtie, la cerneluri, la plăci, la absolut tot ce era. Pus cu furnizorii, ne-am și mutat de la furnizorii și de gaz și de curent. Pentru că în momentul când era cel mai frig, în februarie 2017, ne-a oprit gazul. Noi aveam de pletomii și ceva. Și am întrebat înainte, cu două zile, era vineri și marți. Am întrebat, i-am spus că mi-a spus că e în regulă. Și pe mine a zis, nu, că au trimis o firmă cu care lucrează ei. Nu, păi, nu, a venit o firmă cu care lucrează ei. Nu, acea firmă nu putea să vină fără voi. Și ați merge la ce chiar v-am mai încerc să le plătim. Nu. Și atunci am și renunțat, era în februarie, în martie am făcut cer și am plecat de la ei. Adică nu mai stăm și cu curentul și cu gazul. Atunci am adus de acasă și cu colegii și așa bani și am trecut prin sindicat 119.000 de lei pe care am plătit din buzunar și pe unii am recuperat. Pentru că nu lăsăm să-și bată joc cineva de noi și de munca noastră. Știi? Deci iată și o implicare personală directă din, ca să spun așa, de la buzunarul propriu. Ca să nu mai spun că când atunci după ce m-am dus în fiecare la salariu și la avans, duceam câte 15-20 de mii de lei acasă, dacă n-ajung să dăm bani la salariați, nu pot să, am zis, nu pot să-mi bat joc de, să mă fac de rușine. Și n-a fost niciodată cază pentru că am reușit să plătim întotdeauna, așa cum am mai avut nicio problemă. Avem salariile asigurate cu 200 de ani înainte. Imediat după ce plătim. Domnule Giurgiu, a trecut timpul foarte repede. Sper că această poveste a companiei pe care o conduceți să o revedem. Hai să spunem. Suntem normal, nu e nicio problemă. Facem treabă bună și nu avem probleme. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și de această dată. Până data viitoare, numai bine!